Bun găsit din nou! Astăzi aș vrea să vă arăt cum se croșetează o husă pentru sticlă. Am în fața mea această minunată husă, croșetată cu un fir de macrame foarte gros. Nu știu exact ce fir este, nu am hârtia de la el, de la acest fir. Uh, croșetată cu croșetă numărul 3. Da? 3 mm. Este un model foarte simplu. Un model cu ananas. Uh, eu am făcut 3 astfel de ananași. Puteți să faceți cu 4, puteți să faceți doar cu 2. Depinde de firul cu care veți croșeta. Uh, am început pe cercul magic cu 12 piciorușe duble și am continuat să lucrez această husă. Ce aș putea să vă mai spun decât să trecem la treabă. Deci, pe cercul magic am spus că. Vom face 12 piciorușe duble. Fac nodul de început. Da? Voi face încă două ochiuri de lanț. Acesta este primul picioruș dublu și lângă acesta voi mai face încă 11 piciorușe duble. Deci, în total, trebuie să avem 12 piciorușe duble. Am făcut cele 12 piciorușe duble. Acum mă voi prinde cu croșeta de spațiul dintre primul și al doilea picioruș dublu ca să încheie acest rând cu un picioruș cu un ochi alunecat. Și ochiul de final. Da? Și acesta este primul nostru rând. Apoi, voi urca la rândul următor. Am făcut încă două ochiuri de lanț. Și... În fiecare picioruș voi face încă un picioruș. Deci, din 12 piciorușe duble vom avea 24, da? Deci în fiecare picioruș voi înmulți câte unul. Da, deci voi avea câte două în fiecare picioruș dublu. Deci acesta este rândul al doilea, da? Am făcut și al doilea rând, deci am ajuns la cele 24 de piciorușe duble și închei tot cu un ochi alunecat și ochul, ochiul de închidere. Voi trece la rândul numărul 3, tot cu două ochiuri de lanț da? Deci primul de închidere și încă două ochiuri de lanț și acesta este primul, echivalentul la primului picioruș dublu din rândul al treilea. La rândul al treilea vom face un picioruș dublu, în următorul picioruș voi face câte două. Deci un picioruș dublu, două piciorușe duble, un picioruș dublu, două piciorușe duble, însemnând că la rândul numărul 3 trebuie să ajungem la 36 de piciorușe duble. Deci am primul picioruș dublu, în ochiul următor, voi face două piciorușe duble. Merg în ochiul următor și fac un picioruș dublu, în ochiul următor voi face două piciorușe duble. Da? Deci într un ochi fac un picioruș dublu, în următorul fac două. Deci 1 2 1 2 1 2 până ajungem la finalul rândului și vom, avea la, vom, ajunge la 36 de piciorușe duble. Am terminat și rândul al treilea și am ajuns la cele 36 de piciorușe duble. Și din nou voi încheia cu ochiul de lans și ochiul de final. Acum, dacă vreți să faceți pentru o sticlă mai mare sau dacă firul vă este mai subțire decât firul meu, va trebui să mai faceți încă un rând, probabil. Și atunci, la rândul 4, veți face două piciorușe duble, deci câte unul în fiecare. În piciorușul al treilea veți face câte două piciorușe duble. Deci 1, 2 și în al treilea faceți înmulțiți un picioruș dublu. Deci două piciorușe duble în fiecare ochi, iar în ochiul al treilea veți face câte două piciorușe duble. Da? Apoi, după al treilea rând, deci aici sunt, da? La al treilea rând, deci am una, două, trei rânduri, am mai făcut încă două rânduri de piciorușe duble, fără să mai înmulțesc absolut nimic. Deci am rămas cu cele 36 de piciorușe duble. Deci mai fac încă două rânduri exact cu aceste piciorușe duble, nu mai înmulțesc absolut nimic. La modelul meu, da? Deci pentru sticla mea de jumătate de litru de apă. Am făcut și următoarele două rânduri, fără să mai înmulțesc absolut nimic. Și cam așa arată deocamdată fundul acestei huse. Am și probat sticla. Da? da? Deci așa se așează. Acum, aș vrea să vă explic cum am împărțit eu aceste ochiuri pentru a realiza cele trei modele de ananas. Dumneavoastră puteți să faceți patru modele sau două modele de ananas, da? Depinde de firul cu care lucrați, depinde de dacă vreți doar să fie pe o parte și pe cealaltă modelul cu ananas, i-am împărțit în trei. Deci, husa mea este din trei modele de ananas. Da? Acum, aș vrea să vă explic cum împărțim aceste ochiuri. Deci, am 36 de piciorușe duble. Deci, pentru fiecare model cu ananas, am nevoie de câte 12 piciorușe duble, da? și am făcut aici uh, două piciorușe duble într-un ochi în următorul ochi am făcut alte două piciorușe duble deci am deja două piciorușe duble de la bază apoi am sărit peste alte două piciorușe duble deci avem deja patru în ochiul al cincilea am venit și am făcut acest lanț am sărit peste una, două, trei, patru și am intrat în al cincilea ochi și am încă două piciorușe uh, duble, da? Deci, de aici, unde încep următorul model și până la începutul modelului, deci de la început și până la următorul modelului am cele 12 ochiuri. Dacă vreți sau dacă aveți mai multe piciorușe duble, vă calculați uh, ca aceste două piciorușe, grupări de piciorușe duble, deci de aici și până la următoarea grupare de câte două piciorușe duble să aveți uh, ca să puteți împărți pentru modelul cu ananas. Nu știu dacă am fost destul de explicită, dar am să vă și arăt cum croșetăm. Deci eu am trei astfel de modele de ananas. Deci voi trece la rândul următor și voi face lanțul din cele trei uh, ochiuri de lanț, da? care reprezintă primul picioruș dublu din următorul rând apoi. Lângă acest picioruș, mai fac încă un alt picioruș dublu. Apoi, două ochiuri de lanț, iau pe croșetă în următorul ochi, voi face o altă grupare de câte două piciorușe duble. Deci am în două ochiuri câte două piciorușe duble. Apoi, fac un alt lanț de două ochiuri. Da? Suntem aici. Deci am făcut acest lanț de două ochiuri. Am să sar peste două ochiuri și voi intra în ochiul al treilea. Deci, 1, 2, îl sar și intru cu croșeta în ochiul al treilea și fac un picioruș scurt. Da? Se înțelege. Apoi vin să fac baza acestui model de ananas. Și voi face, voi face un lanț de 5 ochiuri și voi sări peste 1, 2, 3, 4 ochiuri și intru cu croșeta în ochiul al 5-lea. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și voi număra. 1, 2, 3, 4 și în ochiul al cincilea voi intra cu croșeta și voi face un alt picioruș scurt și am format baza primului, primului meu ananas apoi am de făcut un alt lanț din două ochiuri da? e acesta de aici Apoi sar peste două ochiuri și voi face următoarea grupare de piciorușe duble. Deci, iau pe croșetă, că trebuie să fac picioruș dublu, sar peste următoarele două ochiuri și intru cu croșeta în ochiul al treilea și voi face primul picioruș dublu. După care mai fac un alt picioruș dublu în același ochi, lanțul de două ochiuri și o altă grupare de câte două piciorușe duble în ochiul următor. Și această grupare de piciorușe duble este începutul următorului model de ananas. Deci, de la acest început de model și până la această grupare trebuie să am 12 ochiuri și avem astfel aici două ochiuri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12, da? În ochiul al 13-lea deja am început următorul model cu ananas. Și voi continua până ajung la capătul rândului, da? Deci, după aceste grupări de piciorușe duble, am de făcut lanțul de două, de două ochiuri, sar peste următoarele două ochiuri, intru în ochiul al treilea și fac un picioruș scurt. Da? Deci suntem iarăși aici. Apoi fac lanțul de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Voi număra patru ochiuri, 1, 2, 3, 4 și intru cu croșeta în ochiul al cincilea cu un alt picioruș scurt. Și aici am format baza următorului ananas. Apoi am de făcut un lanț de două, iau pe croșetă, sar peste două ochiuri și intru în ochiul al treilea și voi face primul picioruș dublu din gruparea de câte două piciorușe duble. Deci două piciorușe duble, un lanț de două ochiuri, și voi intra în ochiul următor, și voi face următoarea grupare de câte două piciorușe duble. Și această uh, grupare de piciorușe duble este începutul modelului numărul 3 cu ananas. Da? Și din nou am de făcut un lanț de două ochiuri. Sar peste două ochiuri, intru cu croșeta în ochiul al treilea și fac picioruș scurt apoi baza de la ananas și termin rândul, da? Deci am 1, 2, 3, 4, 5. Voi număra 1, 2, 3, 4 și în ochiul al cincilea voi intra cu un picioruș scurt. Am de făcut iarăși două ochiuri de lanț și am sărit peste două ochiuri și mă prind cu croșeta exact aici, între primul și al doilea picioruș dublu de la gruparea de piciorușe duble. Și închei acest rând cu un ochi alunecat, și ochiul de final. Acesta este primul rând din modelul cu ananas. Apoi trebuie să ajung cu croșeta aici în acest spațiu. Da? Și voi veni cu ochiuri alunecate intru în următorul ochi și fac un ochi alunecat și intru aici în spațiu și fac un alt ochi alunecat și un ochi de lanț. Apoi mă urc la următorul rând cu un lanț de format din cele trei ochiuri de lanț. Apoi un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și în același spațiu voi face alte două piciorușe duble. Acest model care l-am făcut eu acum, deci gruparea de aceste piciorușe duble este acesta de aici, dintre ananași. Da? Deci avem trei astfel de grupări de piciorușe duble. Apoi avem de făcut lanțul de două ochiuri. Apoi iau pe croșetă, și aici am două, 4, 6, 8 piciorușe duble. Dumneavoastră puteți să faceți mai multe, mai puține, depinde de mărimea uh, ananasului, depinde și de firul cu care lucrați. De deci ce eu am făcut câte 8 piciorușe duble? Deci am luat pe croșetă și vin aici la baza ananasului și voi face 8 piciorușe duble. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Apoi fac lanțul de două ochiuri, și vin cu, cu croșeta în spațiul de aici, dintre aceste grupări de piciorușe duble și voi face două piciorușe duble, lanțul de două ochiuri și alte două piciorușe duble în același spațiu și voi continua la următorul ananas cu două ochiuri de lanț apoi cele 8 piciorușe duble. Da? Și tot așa până termin rândul. Și termin acest rând cu cele două ochiuri de lanț, da? după ce am făcut cele 8 piciorușe duble, și vin cu croșeta și mă prind între primul și al doilea picioruș dublu, cu un ochi alunecat și ochiul de final. Din nou trebuie să ajung în spațiul acesta din mijloc și voi ajunge acolo cu piciorușe alunecate. Primul picioruș alunecat și al doilea picioruș alunecat și ochiul de final. Acum trebuie să trec la rândul următor și voi face din nou alte două, picio două ochiuri de lanț. Deci am în total cele trei ochiuri de lanț, după care am de făcut un picioruș dublu cele două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble în același spațiu. Da? Așa, apoi voi veni la acest model de ananas și voi face cele două piciorușe, cele două ochiuri de lanț, apoi cu piciorușe scurte, Mă voi prinde de aceste piciorușe duble și intru cu croșeta în primul picioruș dublu de la rândul anterior și fac un picioruș scurt. Apoi, trei ochiuri de lanț și intru cu croșeta în ochiul următor și fac un alt picioruș scurt. Iarăși, trei ochiuri de lanț, intru în ochiul următor și fac picioruș scurt și tot așa până ajung la ultimul picioruș dublu de la rândul anterior. Deci, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt. 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 Trei ochiuri de lanț, și picioruș scurt. Apoi am de făcut cele două ochiuri de lanț și această grupare de piciorușe duble. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Și am ajuns la următorul ananas și iarăși facem două ochiuri de lanț și vin cu croșeta în primul picioruș dublu și fac Piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț, piciorul scurt. Da, și tot așa continuăm până la sfârșitul rândului. Și am terminat rândul cu cele două ochiuri de lanț și vin și termin rândul cu un ochi alunecat, ochiul de final și trec la rândul următor cu ajutorul uh, ochiurilor alunecate. Da? Acum, voi urca la rândul următor, deci am mai făcut încă două ochiuri de lanț, deci am în total cele trei ochiuri de lanț, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble în același spațiu. Da? Deci am trecut la rândul următor. Fiți atente când ajungem la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la al șaptelea rând, începem să înmulțim aceste grupări de piciorușe duble da? pentru că la ananas închidem aici ochiurile aici trebuie să deschidem să-i dăm aceeași uh, lărgime, da? husei acum deci am făcut gruparea de câte două piciorușe duble mai fac lanțul de două ochiuri voi veni cu croșeta în mijlocul deci în, în primul spațiu pe care l-am creat cu ajutorul celor trei ochiuri de lanț de la rândul precedent. Da? Deci voi intra cu croșeta exact aici în acest spațiu, voi face primul picioruș scurt, apoi voi face un alt lanț de trei ochiuri și voi intra tot cu un picioruș scurt în spațiul următor. Și continui. Deci trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, 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 trei ochiuri de lanț și picioruș scurt. Cu fiecare rând cu care înaintăm, se micșorează aceste spații, da? Deci se formează ananasul. Apoi avem de făcut cele două ochiuri de lanț și această grupare de piciorușe duble. Și trecem la următorul ananas. Și facem două ochiuri de lanț. Da? Și vin cu croșetan în primul spațiu. Și fac piciorușul scurt, lanțul de trei ochiuri, piciorușul scurt, și tot așa până termin rândul. Nu vă speriați dacă vi se pare că se lărgește modelul nostru, o să se strângă și o să se uniformizeze pe, pe sticlă. Vă și arăt, nu vă speriați, da? Uitați, ce frumos se așează deja, da? Deci, terminăm și acest rând. Deci, termin și acest rând și închei din nou cu ochiul alunecat, ochiul de final și cele două ochiuri alunecate ca să trec la următorul rând. Și fac cele trei ochiuri de lanț, piciorușul dublu, cele două ochiuri de lanț și cele două piciorușe duble în același spațiu. Da? ce deci am urcat la rândul următor. Aveți grijă, am spus că 1, 2, 3, 4, 5, 6. La al șaptelea uh, rând, cu aceste grupări de piciorușe, vom începe să înmulțim de o parte și de alta a fiecărui ananas. Da? Deci avem 1, 2, 3, 4, la al cincilea suntem. Și continuăm la fel. Deci două ochiuri de lanț, trec în spațiul următor, fac piciorușul scurt. Apoi trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt. Trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț, piciorușul scurt trei ochiuri de lanț și piciorușul scurt. Da? Apoi, lanțul de două ochiuri iau pe croșetă și aici voi face cele două piciorușe duble cu două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble. Și vom continua până la sfârșitul rândului, la fel. Deci două ochiuri de lanț. Intru cu croșeta în primul spațiu de aici și fac primul picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt și tot așa până terminăm, da? Și termin și acest rând, tot cu un ochi alunecat, ochiul de final și trec aici în acest spațiu din mijloc ca să trec la următorul rând și voi face cele două ochiuri alunecate și lanțul de trei ochiuri ca să trec la următorul rând și voi continua cu cele două ochiuri, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Alte două ochiuri de lanț și vin la ananas și micșorez modelul. Și voi face iarăși primul picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt. Deci modelul ca o plasă, da? 2 3 picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, și două ochiuri de lanț și vin la piciorușele duble. Și suntem 1, 2, 3, 4, 5 la al lea rând de piciorușe duble. La următorul rând începem deja să lărgim acest model. Da? Deci faceți până la finalul rândului. Și termin rândul tot cu cele două ochiuri de lanț și ochiul alunecat de final. Acum, va trebuie să ajung cu crocheta la fel în acest spațiu. Deci voi face două ochiuri alunecate, lanțul de 3 și deci suntem aici. 1 2 3 4 5 6, la al 7-lea rând, da? Deci acum vom avea uh, câte 3 grupări de câte două piciorușe duble, da? Deci fac prima grupare de piciorușe duble, două ochiuri de lanț, alte două piciorușe duble, deci a doua grupare de piciorușe duble, două ochiuri de lanț și a treia grupare de piciorușe duble în același spațiu, da? Deci am două, două și două. Apoi, cele două ochiuri de lanț și din nou vin la ananas și micșorez acest model de plasă. Trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț și aici din nou voi face trei grupări de câte două piciorușe duble. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț și încă două piciorușe duble. Da? Și continuăm la următorul ananas. Deci două ochiuri de lanț picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt și tot așa până la finalul rândului. Și am ajuns și la finalul acestui rând și voi încheia cu ochi alunecat, ochiul de final și va trebui să ajung în primul spațiu cu ochiuri alunecate. Primul ochi alunecat și al doilea ochi alunecat. Și voi face lanțul de trei ochiuri, încă un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble. Apoi, ca să mărim acest model între această grupare și următoarea grupare care o voi face în spațiul următor, voi face trei ochiuri de lanț. Deci suntem aici și fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț, iau pe croșetă și intru în spațiul următor și fac următoarea grupare de piciorușe duble. Deci două piciorușe duble, două ochiuri de lanț și alte două piciorușe duble. 1 și 2. Da? Deci, prima grupare și a doua grupare de piciorușe duble. Și continuăm la modelul de ananas. Și am de făcut două ochiuri de lanț și vin cu croșeta în primul spațiu și voi face primul picioruș scurt. Apoi trei ochiuri de lanț, picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, picioruș scurt. Și aici am cele două ochiuri de lanț și piciorușele 1, 2, 2 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble în același spațiu, apoi lanțul de 3 ochiuri, și în spațiul următor următoarea grupare de piciorușe duble. Și tot așa până la finalul rândului. Și termin și acest rând, tot cu. Un ochi alunecat, și ochiul de final. Și voi face următoarele două ochiuri alunecate ca să ajung în spațiul din mijloc, unde voi face gruparea de piciorușe duble. Deci, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Apoi, aici, în, această, în acest spațiu, unde am făcut lanțul de trei ochiuri. La acest rând voi face cu un ochi mai mult, deci 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț și următoarea grupare de piciorușe duble. Deci la fiecare rând facem cu un ochi de lanț mai mult. Apoi am de făcut cele două ochiuri de lanț, 1, 2, și vin cu croșeta și fac piciorușul scurt în primul spațiu, apoi lanțul de 3, piciorușul scurt și iarăși două ochiuri de lanț și gruparea de câte două piciorușe duble da? și lanțul de 4. Da? Și continuăm până la finalul rândului. Termin și acest rând cu cele două ochiuri de lanț și ochiul alunecat, ochiul de final și din nou trebuie să ajungă în spațiul din mijloc cu ochiuri alunecate. Și trec la rândul următor cu cele trei ochiuri de lanț, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, următoarele două piciorușe duble. Iar aici voi face, deci am început cu 3 ochiuri de lanț, 4 ochiuri de lanț, acum 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Iau pe croșetă și fac următoarea grupare de, ochi... de piciorușe duble. Am de făcut cele două ochiuri de lanț și am ajuns în vârful modelului de ananas. Vin cu croșeta și mă prind cu un picioruș scurt, exact în vârf, și am de făcut alte două ochiuri de lanț și gruparea de piciorușe duble, și tot așa până la finalul rândului. nu vă speriați că se lărgește, dar pe sticlă, uitați cât de bine se așează. Da? Arată foarte bine. Deci continuăm până terminăm și acest rând. Și am ajuns și la finalul acestui rând cu cele două ochiuri de lanț și voi termina cu ochiul alunecat, da? Și din nou trebuie să ajung aici în spațiu pentru a face gruparea de piciorușe duble. Și fac lanțul de trei ochiuri, piciorușul dublu, cele două ochiuri de lanț și cele două piciorușe duble. Apoi aici voi face 6 ochiuri de lanț. Deci am, am început cu 3, 4, cu 5 și acum este uh, lanțul din 6. 1 2 3 4 5 6 și trec la următoarea grupare de piciorușe duble. Primul picioruș dublu, al doilea picioruș dublu. Lanțul de 2 ochiuri și următoarele două piciorușe Duble. și două ochiuri de lanț apoi deci am terminat vârful ananasului da voi trece direct în acest spațiu pentru a forma următoarea grupare de piciorușe duble deci am făcut aici cele două ochiuri de lanț acum sar peste vârful ananasului și trec direct și fac următoarea grupare de piciorușe duble, da? Deci, așa. Și așa continui tot rândul. Deci, am două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, lanțul de șase ochiuri, aici, da? Și tot așa până la finalul rândului. Și am terminat și acest rând tot cu cele două ochiuri de lanț și vin și închei cu ochiul alunecat și ochiul de final. Din nou va trebui să ajung în spațiul acesta din mijloc cu ochiuri alunecate, da? Și urc la rândul următor și fac cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, picioru două piciorușe duble. Apoi, Aici voi face 7 ochiuri de lanț 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și trec la următoarea grupare de piciorușe duble. 2 ochiuri de lanț 2 piciorușe duble. Apoi între această grupare și această grupare nu mai trebuie să facem nimic. Deci le unim, vom face una lângă alta. Da? Primul picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, lanțul de două și următoarele două piciorușe duble. Da? Și tot așa până la finalul rândului. Și aici urmează cele șapte ochiuri de lanț: 2, 4, 6, 7. Și iarăși gruparea de câte două piciorușe duble. Și termin și acest rând, tot cu, ochiurile, cu cele două ochiuri de lanț, și ochiul alunecat, ochiul de final. Și mai am de făcut cele două ochiuri alunecate ca să ajung în spațiul acesta din mijloc și urc la rândul următor. Și voi face grupările de piciorușe duble. Apoi aici voi face 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și următoarea grupare de piciorușe duble. Două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Și suntem aici, la acest rând. Da? și iarăși voi face următoarea grupare de piciorușe duble. Și apoi cele 8 ochiuri de lanț, da? aici și tot așa până la finalul acestui rând. Și termin și acest rând tot cu cele două ochiuri de lanț și ochiul alunecat, ochiul de final și din nou trebuie să ajungem aici în spațiul din mijloc, da? Și voi face cele două ochiuri alunecate. Și voi urca la rândul următor. Și este penultimul. Și de data aceasta vom avea de făcut piciorușe duble, fără lanțuri, fără nimic, da? Deci va trebui să avem exact ochiurile, piciorușele de început. Deci dacă am avut 36 de piciorușe duble aici, vom avea tot 36 de piciorușe duble și la finalul modelului de astăzi. Și voi face la această grupare de piciorușe duble doar două piciorușe duble. Aici voi face 8 piciorușe duble, și aici alte două și vom avea două și cu 80 și cu două 12 la un model de ananas, da? Deci de trei ori câte 12 am 36 de piciorușe duble și voi face, deci am făcut uh, lanțul din trei ochiuri, următorul picioruș dublu, apoi pe, această, pe acest lanț voi face cele 8 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Apoi, în spațiul următor voi face doar două piciorușe duble și aici am în total 12 piciorușe duble, da? Deci 2 și cu 80 și cu 2, 12. Și așa am de făcut și la următoarele modele de ananas. Da, deci am spus că nu mai facem niciun ochi de lanț, nici nimic, doar piciorușe duble. Deci avem două piciorușe duble, aici 8, iarăși 2 piciorușe duble, alte două piciorușe duble. Deci trebuie să avem în total 36 de piciorușe duble. Și am terminat și acest penultim rând și de la aceste două piciorușe duble voi trece să închei rândul la piciorușele de început cu un ochi alunecat și ochiul de final și voi mai face încă un rând deci, eu la mine am mai făcut încă un rând de piciorușe duble, deci aceleași 36 de piciorușe duble. Dumneavoastră, dacă vreți să o faceți mai lungă sau mai scurtă, depinde de dumneavoastră, da? Depinde pentru ce sticlă faceți. Și apoi am făcut uh, acest cordonaș din 4 piciorușe duble, da? Și cam asta e modelul meu de astăzi. Deci vin cu ultimul rând de piciorușe duble cu cele 36. Și am terminat și ultimul rând de model. Am încheiat cu un ochi alunecat și voi urca la rândul următor pentru a putea face această, acest cordonaș. Da? E făcut din 4 ochiuri de lanț. Am uitat, vă, a, am uitat să vă spun la, început, la începutul tutorialului că această husă a mea cântărește doar 40 de grame. Da? Deci v-am arătat firul. Este un fir de macrame foarte gros, tip cordon. Nu știu să vă spun exact ce fir este. Da, e indicat să lucrați cu un fir mai bățos ca să nu trebuiască să apretați această husă. Da, deci voi face aici încă trei piciorușe duble și voi continuați să faceți cât de lungă vreți, da? Această, acest cordonaș. deci am patru piciorușe duble. Vreți să o faceți mai lată, o faceți mai lată, La cum vreți dumneavoastră. Uitați și cum se așează pe sticlă. Uitați cât de frumoasă e. Mie îmi place foarte mult și se lucrează foarte rapid și e un model foarte ușor. Sper, sper că v-a plăcut uh, acest model. Vă las și pe dumneavoastră să o faceți. Da? Vă mulțumesc că mă urmăriți și că vă plac tutorialele mele. Și vă aștept cu drag și la alte tutoriale.